Noi vom povesti bancuri și anecdoate aduse și traduse de prin toate țările lumii. Avem bancuri bune, dar avem și de cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 16 ani și babile și moșnezii care au mai mult de 60. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și vă hleziți cu noi. Să prochim un bărbat de alt bărbat și îl întreabă: ei, cum e să vin și eu, vă, padrugă, mă, că vreau și eu, dar e rușine, mă. Cum, cum? Tragi 200 de grame, te aproiche de ura care schică înainte, o băși, băi, la țâț, și dacă te întreabă și ce faci, tu spune că vreau să prind România. Ei, așa aș face asta. Îți duci și tragi, vă, 400 de grame, s-a îmbătat, s-a aproiche de una, și a început să o băși, băi, învârte țâțele, tot în dreapta, tot în stânga. Asta se uită la dânsă: ce faci, ei? Vreau să prind România. Îi trage așa și ciori pantalonii și se uită și că, bă, cu antena asta ta nici pionierscă zonă care a zis prin dăi. Vine fiorul la tațu să împrumute niște bani. Tată-i! Ce vrei? Am împrumutat niște bani. Dar până când? Încă nu ți-am frecat botul. Vine un om la fermă, se aranjează la lucru. Intră în cabinet la director. Directorul întreabă: ce vrei? Înțelegi, tovarăș director, am vrut să mă aranjez la voi la lucru. Noi nu, că n-avem locuri cu lungoașii. Tovarăș director, eu înțeleg limba la animale. Ia ca și na ragi vaca, și na zghiara oaia, eu înțeleg tot ce vrea e. Ai nu mă nebuni. Dacă îți spun, haideam să vedem. Intră în grajdul cu vaș, ragi o vacă. Și spune asta, măi. Ia ca spune că e plânge, cu un fătat doi jițăi, dar cineva i-a furat un jițăl și e ca are numai unul. Ai nu cred. Ridică directorul documentele, să uită, toți nu au avut doi jițăi. He, 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 hai mai departe. Intră în gojeri cu porși, acolo scroafă coviță, e, doamne ferește. Dar scroafa asta și? E și scroafa asta? Ia că ei au furat doi purșei, dar ți-au spus că o fătat numai 8, doi au fătat 10. Ridică hârtile, controlează, întreabă storge, una alta. S-au aflat că 10 au fătat, ia, doi au furat. E, dar tu ești bun, băi, trebuie să te obțin la lucru. Hai mai departe să controlăm. Intră acolo la doi cai. Zghiera calul și ala nechezăie, și vrea calul ăsta, dar și vrea, ia că e sete de apă, ia duce o caldare de apă, îi dă, toși, ăsta, calul, bea apă, e bucuros, adem la mine pe acasă, am niște gen negru, directorul bucuros care e lucrător nou, spșepe la animale, alea acasă, când se intre în o gradă, dar capra din grădină zghiera, dar directorul al puc de gâci, hai mai râd din casă, ca seara am fost bat și nu ți-am minte nică. Vine fiorțul la tatu să-mi promute niște bani. Și zice: tată-i, ce vrei, băi? Dă-mi, te rog, niște bani. Cât să-ți dau? 10 lei. Dacă n-am 10, am numai 5. Apă mă tale dă-mi 5 și pe urmă să-i mai și dători cu 5. Merge vorba prin sat, că vine circul în sat, despre roți, animale, tigri, clouni. Și în program era scris că este și o vacă care grește cu glas de om. S-au grămădit lumii, cumpărau bilete, nevoie, sfadă, care își deu încioare să vadă vaca cum grăiește. Ei, s-a început circul, acolo moniți, tigri, clouni, zârâ, tăți răcâneau în gură mare să aducă vaca. Aduceați vaca, aduceați vaca, să vedem cum grăiește. Asta iese, care conducea circul, oameni buni, așteptați, noi avem programul nostru, animalele, vă stupiesc clownii, acolo, jonglori, sară în cap. Nu, noi vaca vrem să auzim cum grăiește vaca. Ei, n-aveau încotro, aduc-i vaca. Doi o trăgeau de bot, vă patru o împingeau din urmă. O vacă slăbănoagă, o aduci în mijloc circului, o arnină cu o fringhie de buric și o ridică cum sus, sub cupă la acum.
Ordică și-i dă drumul de sus, când mănâncă vaca o trântă, chică jos fără cunoștință, cioarele într-o parte, coada într-o parte. Toți liniște, așteaptă să vadă ce-ar să facă vaca. Vaca ridică capul încetușor și spune: Doamne, Doamne, când n-a să zdohnesc odată! Merge inghiurile cu îngereasa pe drum, tineret, flăcăi, se duceau tăți la cononii, chiuitură. Ajuns în biserică, a prins lunări, popa citea slujba, tăți făceau cruci. La unul bat tuflă și deja el într-un colț a ieșit în picioare și făcea cruci cu băla stângă și în partea stângă. Popa s-a uit odată, s-a uit a doua oară, s-a prochit de dânsul și nu știe cum să-i dea pește nas și-i zice: Matali, ești catolic? El așa sunt la dânsul și că nu, eu sunt ca slavic. O țiganca avea voșesc ochii, ștăți, bandiți, hoți, furau, și era gravidă cu așeptelea. Dar ești să gândea țiganca, poate de asta să aibă în el, n-aș fi cu minte și n-aș fi bandit. Mai scurt, s-a dus la rădom și când l-a născut cu mâna stângă, cu pumnul strâns. Păi s-a născut cu pumnul strâns, ce să-i faci? Poate și cu minte. S-a dus acasă și a încercat încetușor să-i desfacă deștile. Când îi desfaci deștile, găsește inelul doctorului. Merge Petca cu Vasile Vanci, călare pe cal. Merge un șetșor. Vasile Vanci spune lui Petca: Petca. Și Vasile Vanci: Vezi măjela și de balegă de pe drum? Da. Hai la spor că nu o mănânci cu $1,000. Ei, cum nu mănânc, băi, pentru $1,000 treci tu. Dai $1,000? Am. Iarată. Să dă ăsta jos, râp de mănâncă balega. Aici stai, dă $1,000. Merge bucuros, o mânca balega cu $1,000 în buzunar. Așa l-a scârghit, că a pierdut $1,000. Mărg. La un moment dat, încă o balegă pe drum. Dar mă Pietca îl întreabă: Vasile Vanci, hai la rămă așa că mă tale nu mănânci băcătoiul ăsta de balegă cu $1,000. Aici sta, al mănânc, cum să ne-al mănânc? Al mănânc, să dă jos. Mănâncă-și Vasile Vanci băligul ăștia ăla. Aici stai, dă $1,000 înapoi. Mărgăm doi bucuroși. Aici stai, și-au câștigat $1,000. Așa l-au pierdut. Mărg. Ștac. Vasile Vanci zici: Pietca. Și Vasile Vanci: Dar ți nu-ți pare că am mâncat câte un băligoi în așa a rămas? Pietca și Vasile Vanci călare pe cal, fugeau de belogărdiști. Așa e de urma lor, împușcau, răcâneau, strigau. Aici te răb de înainte, că sfugă să scăpe de dânș. Vasile Vanci zice lui Pietca: Pietca, mai vie moleacă și acolo lângă marginea la propastie este un nuc bătrân. Noi răb de să sărim și să ne apucăm de nuc, dar eu schici cu tot cu cai în propastie. Bun, am înțeles. Așa aș fac, ajung la nuc, aici să răcânește, să apucă de crangă, așa e dovedesc și să opresc, să uită la dânș și să râd de Doamne ferește. Oi, Pietca, măi. Și Vasile Vanci, și să râd de bile ăștia. Nu știu, Vasile Vanci, dar eu nu mai pot, eu mă scăp de mâini, gata, chic jos. Sunt Pietca, dar și să râd de ei. Dar eu nu știu ce să râd de Vasile Vanci, eu nu mai pot, am chic jos, gata. Când se uită Vasile Vanci: Băi, Pietca, băi, dă drumul la cald din tricioare, băi. Și e moșneagul Magariu cu Sania, să ducă la pădure, să aducă niște lemne, că se terminau, da. Frig, afară, zer. O ajuns el la pădure, o tăiet el, o strâns niște uscături și-o umplut el sanea și mare cu lemni și spărnească acasă. Te spărnească măgariu nică, stă pe loc, măcar uși de-l. Îl trage de bot, îl uși de peste cură, îl cu bățul, peste cap, peste bot, nică, măgariu nu se nișcă. Îl gâte-l o leacă la fund, măgariu spărnește. E, tot țară de ală, păi. Aici încet șor. Ajunge la mijloc de drum, iar măgare se oprește. Iar ușigane, iar poc, lig, cu bățul. Și aduce aminte. Al gâtile la fund, nică. Al gâtile la ouă,
măgariu spornește. He, he, a să mănânci tu bătaie, băiete. Merg încetșor, ajung acasă, deschide poarta, dă să vâre o ogradă măgariu, nicăve. Al gâdil la fund, al gâdil la ou, nică. Iar ușii gari întrâns cu băt și ala, piste bot, piste fund, piste... Am oșneagă obosit, s-o așezat lângă botul lui și cu jălele întreba, ei, ce mai vrei, oare, ce mai vrei? Dar măgariu face... Învățătoarea la lecții de zoologie le spune la elevi: dragi elevi, mâine avem lecții deschise. Care ar să aducă câte o animală sau câte o pasăre care cântă, ați să primească noată cuvinită. Te-am înțeles? Te-ați, am înțeles, am înțeles. Vine Vovca la școala Deuza cu un șerpi. Învățătoarea să uită: Vovca, ce ai dus tu șerpile? Că șerpile nu cântă, el nu mă fâșie așa. E, Marioana, aici șerpe meu, ați vedeți cum cântă. Nu cântă, Vovca, nu chinuie animalul. Ia uitați-vă! Ala pucă de coadă și când al trântește odată de bancă, șerpe și ala... Vovca, nu trânti șerpile, nu chinuie că el n-a scânte. Marivana, vă spun că aici scânde amujea. Și iară, poc, capul de masă, iară... Măi, Vovca, nu chinuie animalul, chiar că da măcuri zângi din botul lui. N-ar scânte că șerpii nu cânt. Marivana, ia că uitați că am eu cânt. Când al mai trăsnește două ori de bancă și odată de părete, șerpile și-a face... Așa-mi vine câteodată. Să duci o babă cu vaca de frânghie la veterinar, să o însămânțeze, că acolo în sat buhai nu era. Și de baba cu vaca de frânghie așteaptă un ceas, două, când apare un veterinar tânăr, în șortici, călare pe lițapiet, cu poșeta pe bagajnic, s-a oprit așa la, scoate ciumadancicul, îl deschide, scoate seringa și mătușă. Ia că am venit și eu să dau vaca la buhai, poate voi mânca niște brânză. Ține babă vaca, ține vaca, hai să-i vără chestia. Vaca când s-o rupe de fugă, cu baba de-a trăită, a umplut baba cu urechile de troscot, dinții cu culut, o prins-i vaca cu ceu cu vai, baba vine de urmă, apucă vaca de frânghie. Doamne, doamne, prima dată văd buhai pe lisapet și sulă în poșetă. Hai roja la casă, că ăsta nu-i ftai, dai bătaie de joc. Merge un jădan pe drum, pe lângă o streșnă, iarna afară, de sus îi chic un struț în cap, îi sparge capul și-l omoară. S-o grămadă de lume prin prejur, gălăjii, nevoi, cine el? O babă de alături a striga: iaca, o spânzurat struță ăștia pe sus, zghetul om săracu, n-are pe unde streacă, nu m-a struț pe stat locul. A ta, și fa închide gura ta, dă să-l cătăm prin buzunare, poate are un document ceva. Îl caut ei, îl găsesc că-i jădan. Și tot baba și ea: iaca, s-au mulțit jdanii la noi, săracul struț n-are unde schișii de sus. Învățătoarea la lecție întreabă copiii: copii, ce a făcut ursul când a văzut vânătorul? Nimeni nu știe. Vasilică, ce a făcut ursul când a văzut vânătorul? A fugit. Dar mai corect, a luat-o la picior. Da, Vasilică, dar ursul n-are picioare, are labe. Da, știu, Marivana, ursul când a văzut vânătorul, a luat-o la labă. Învață iepăroiul, pe fișorzul, pe iepăraș, cum să frești iepăroasele. Înțelegi, dragul tate, în chestia asta noastră iepurească, trebuie să faci lucrul ăsta repede. Ori te crapă vulpea, ori te mănâncă lupul. Eu pus trei iepuroase dinainte și îi arată: 1, 2, 3. Ai văzut cât de răbdă eu am făcut? Da, hai încearcă și tu. 1, 2. E, nu merge așa, de mult te mânca lupul. Uite, atent, eu îți mai arăt încă o dată. Iar pune iepuroase dinainte, iar 1, 2, 3. Ai văzut? Da, hai încearcă tu. 1, 2. E, tu-ți dumnezar de la ta eu. Uite, îți mai arăt încă o dată. Chestia asta trebuie să o faci repede. 1, 2, 3. Ai văzut? Da. Hai, fă-și tu. 1, 2. Ei, nu, tu pe mine, dar mă nervioți. Îți trag una după cap, ori le frici, ori și faci. 1, 2, 3. Ai văzut?
Da. Unu, doi, e, jlac, și le chești una după cap. Un, doi, trei, patru. Să mă scuz, tatăi, că n-am vrut. Vine fișorul la armată. Tațu, bucurii, nevoi, s-o pupațu, cu prințul, băut niște zi, n-o stat la masă. Îl întreabă tațu, nu cum fișorașile la armată, cum acolo? Ei, tată, tătă-i bine, am slujit în spesnaț. Poți mă bat, reacție, reacție, să ai acolo, eu am reacție, dar și asta reacție. Cum, nu știi și asta reacție? Nu? Hai cu mine și alți arăt. Pune pațanul mâinile pe trunchi, îi dă-l tațu toporul, zic, na, tai-i mâinile. Ei, și ești nebun? Hai dacă spun și-ai zis ce înseamnă reacție. Așa la trântești toporul pe trunchi, ăsta râbdie mâinile, ai văzut ce reacție am eu? A, ia că cum? Da, dar eu am reacții, ia controlează-mi șmilii. Trebuie să te controlezi, tu și adă un hârleț. Aduci un hârleț. Pune mâna la urechea dreaptă. Pune mașina cu mâna la urechea dreaptă. Dacă eu te trăsnesc, mă tal, dacă tu vedești să iei mâna, înseamnă că ai reacție. Dacă nu, nu. Moșneagu, hai să încercăm. Plus, când îi trântești o lopată la bot, moșneagu, chică jos lat, că da, staricu, reacția ai, dar minte nici o pleașă. Vine o babă de la Zarabotcă, de la Italia, avea bani, și-a luat bilet la avion. Ei, și mă rog, vine cu cadouri, cu bani, cu o veveriță într-o cletcă care vine acolo. Ei, și la avion nu i-a dat voie cu veverița, sui. Ei, și face, se roagă el la un om, tot pe Moldova, mai în vârstă, așa la cu niște pantaloni largi. Auzi, om bun, hai, ei, te rog, viverița asta la matale în pantaloni, că eu ți-o-i plăte, ți-o-i dau un $50 la oraș când să ajungem. Ei, așa la chică, de acord, zvârle cușca, vâră viverița în pantaloni, s-o suit în avion, mărg, așa la tot drumul, să-l văcăra, să-l ofta. Nu mai poate, dăm la un ierlic de drum, vine el la babă, scoate viverița din pantaloni și că auzi, când a intrat în scorbură, a întirpit. Când au curcat ouăle cu șpiercile și treaba cu creanga, a întirpit. Când au vrut șpiercile în crânguță, tot i-a tras una și tot a întirpit. Dacă n-au început să tragă șpiercile cu tot cu creanga, în scorbură, ea cam oia n-a mai întirpit. Vine un general într-o unitate militară cu control. O controlat ei, teritoria, s-au uitat, prin ștab, prin una alta, s-au dus prin companii, prin rote. Se duce într-o rotă, acolo de jur ne iese, le decladuiește, le raportează, tot normal, domn general, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Ei, se uită el, numără șleomurile, numără caschetele. Când se uită într-un colț, un bicioc. A cui chiștocul este, bă? Domnul general, nu ia lu nimeni, puteți să-l luați, să-l fumați. O femeie nu știe cum să-i atragă atenția bărbatului. El vine de la lucru, mânca, citea gazeta, sculca. E femeie mai vreo și e ceva, poate. El nică. Într-o zi își băiește budele. A doilea zi își face ochi frumoși. A treia zi își îmbracă în mini-iubcă. Nică, frate. A patra zi, dar nu știe să mai pui în cap. Găsește un protivăgaz, îl pune în cap și vine și aduce borș. El așa se uită la dânsa, se uită și că și cu tine așa spăriet te uiți și ți-ai berberiți prin șenile și ești blatnaia? Mergi un sud, adică o judecată, judecătorul interoga piscarea al sudeu. Tac, inculpatul Vasiliță, răspundeți-mi la întrebare. De ce v-ați bătut joc de domnul Buruian? Mie ochii lui îmi plăceau. Inculpatul Vasiliță, vă rog frumos, răspundeți în corect, nu vă șfșiți și nu vă învârtiți și ridicați capul, uitați-vă la mine în ochi. Răspundeți corect, de ce v-ați bătut joc de dânsul? Nu pot să mă uit în ochii dumneavoastră. Din ce cauză? Ochii mă tale tot îmi plac. Ce de bărbatul la lucru și-i sună alt prieten. Băi, Gheorghe, iau ce treabă. M-am uitat cum femeia ta a venit la voara 11 cu altul și-a intrat în cvartiră. Poate și iubovnicul. Ei, nu mă nebuni. Dar cât spun? Ai stat într-un suflet, trage fugă până acasă, încet și-or deschide ușa, intră în casă, când se uită,
dar e cu chelea și de împat singură. Un el căltai, îl fac bucățele, un el. Să uită pe supat, repede, la cu, la bucătărie, să uită, deschide șcafurile, nu-i. Iese la balcon, când se uită de acolo o mamă de animală, zdravănă, fuma, dar el așa înșețor. Bună ziua! Bună ziua! Ce l-ai găsit ai? Nu, eu încă în baie nu m-am uitat. Merge vulpea pe drum, să uite, printre gard vede un puișor. Să aproape de gard. Auzi, puișorule, vin încoace să-ți dau bomboană. Așa la vine răbd cu limba afară. Hop, și l-a ninat vulpea. Amut-i mănânce pe tine. Nu mă mâncați, eu vreau să trăiesc. Nu mă mâncați. Ha, dacă ești proștia mama zeta, amut-i mănânc. Auzi, mă tare, tante vulpe, dar de ce mă tare să mă mănânci pe mine? E că dă-mi drumul și eu mă duc o grădă și o chem pe mama. Eu acolo mai mult carne să mănânci. E, hai, du-te, numai răbde să vii. Da. Treci puiul de gard, să-l toarci înapoi și... Pu! Eu îți dau incubator, e ca așa. O nevastă tânără avea 3 amanți. Și într-o zi, așa s-a întâmplat, s-a încurcat că i-a chemat pe toți 3 la una și aceeași oară. Ei, vine unul, a pus masa, a mâncat, s-a dezbrăcat, dă sculși, sunet o ușă. Bărbat meu! Arăb și-l vână în sac la balcon. Stai aici, dacă să te întrebi, să găgăiești ca gâștile, că eu spun că acolo a luat niște gâște. Așa aș face, îl vână în sac, se duce la balcon, îl pune. Când nu vine bărbatul, vine a doilea amant. Iarăși cu aici, așură, mură, dă să-l zbrași, dă să fac treaba, iară sunet o ușă. Bărbat meu, la balcon, îl vână și pizita într-un sac. Dacă îți auzi gălăgie, să scotcodășești ca găinile, eu îmi spun că am cumpărat vă 3 găini. Bun? Bun. Îl văd în sac, deschide ușa, a treilea amant. Aici mai zdravă, se așează la masă, mănâncă găini, dă să o trântească pe pat, sunită ușa. Bărbat meu, ia ca aici, precis, e bărbat meu, la balcon. Îi pune și lăzita un sac în cap și nu dovedești să-i spui că așa la damă o deschis singură ușa. Ai și închide ușa la balcon, șede, îl întâlnește, pe ăsta îi pune masa. Aici stă scată de treabă, mai faci el și mai faci. Iese la balcon, se uită și de 3 sași. Trântește cu ciorul unul, acolo se aude, ga, și ei ceva. A luat 3 reți de la piață, 3 găști. Trântește cu ciorul într-a doilea, acolo, cut-cudac, și ei ceva, găini, și ei ceva. Da, ia că a luat 4 găini, pe la Crăciun să facem rășituri. Aici trântește un cior. Trântește a doilea, nu s-aud nică. Și e aici, iară, poc ciorul. Așa la deschide sacul, iese. Și pălește-i. Și nu vezi că-s cartoafe? Un general, a doua zi, după o mare bieție, cheamă în birou la dânsul pe adiutant și îi dă pantalonii. Domn sergent, curăț să-mi te rog pantalonii ăștia, că... Iar acolo un colonel s-a îmbătat și m-a borâtat picioare. Aici am înțeles, ia pantaloni și duci. Vine înapoi cu pantalonii călcați, spalați, curați, frumoși. Poftim, domnul general, ordinul dumneavoastră a fost îndeplinit. Mulțumesc, străiești. Auziți, dar domnul general, dar colonelul ăla mirușnatul, el și s-a scăpat în pantalonii dumneavoastră. După război, primarul satului a grămădit tot satul la adunare. Ești dacă bărbați erau puțini, care erau caliși, mai multe femei în sat, au venit de pe front, de altă regiune, au venit o mașină de caliși, care n-avea o mână, care n-avea un cior. Tac, un bărbat fără o mână, care al e? Răb de vine o babă, al e subțoară și o întinde acasă. Tac, unul fără cioare, cu am două mâini, al e? Altă babă, îl duce acasă. Dacă unul fără mâini cu două ucioare. S-a prochi una alie și se duce acasă. Un bărbat și cu mâini și cu cioare, dar fără treabă. Care alie? Dar tăti într-un glas. Dar cui trebuie calicul ăsta?
Un mujic s-a săturat de viață și-a luat un calup de sapon, 3 metri de frânghie și s-a pornit în pădure să spânzure. Catele un copac mai potrăjit, cata, doilea, unul sub țări, altul uscat, să rupe unul. Vede el pe malul prăului, un copac așa dulșor, suie el în copac, face lațul, îl pune în gât și ala în capăt îl leagă de crangă și își dă drumul. Să rupe cranga și chică în apă, să anină niște stuh, manul s-a necat, ies afară, dă la împleașă cu spânzăratul ăsta, poți te se întâlnește un moșneag cu alt moșneag, așa la cu niște desași de tărâie, cu niște torbi, grele, de unii vie, de unii, de la spălătorie, de unii. Și și așa scârghit. Așa e că m-am dus să-i duc cheloțe lui baba mea și așa l-au zis că cioale de tank nu prindește. Se întâlnesc trei bărbați, la balcon fumau, unul spune că băi, ultimul timp, așa m-a făcut un pofighist, mi-e tot una de tățele. Dar și, ei, băi, vin într-o zi acasă, mă aud femeia, cum să înhama cu altul. Ei, și eu ne-am luat o gazetă, m-am dus la cuhne, am citit, dar e în pleaș. Dar doilea zice, ei, și tu, băi, tu să vezi, eu și pofighist este eu. Eu vin acasă și am ieșit de cu trei odată, băi, făcea Doamne ferește era acolo. Ei, eu m-am dus la bucătărie, am luat o butelcă de chifir, încetșor cu o bucățică de pâine, la treilea zice, e, să vă spun, eu și pofighistă să-i. Mă rog într-o zi prin piață, mă întâlnește unul și mă întreabă, tu ești Vania, ui? Da, eu zic, da. Băi, și când eu tras două în bot, am chicat jos. Mă uși de eu cu cioarele, eu îndoiet bănuții în buznari. Dar nu e ni pofic, mi-l mai cheamă Iena. Secretara bucnește ușa la cabinetul directorului, intră cu ochii inflați de plâns, între spăriete. Și m-ați eliberat! Directorul așa atât și nu ți-a spus de unde ai luat-o. Dar de ce ați luat divanul din priomna ea? A venit un mujic de la Grecia, cu bani, euro. Ei, o hotărât el să ducă la piață să cumpere mașină. Între el în piață, tot întreba de unul. Băi, asta e Opel Vectra? Nu. Pe altul, asta e Opel Vectra? Nu. Tot așa tot piața. Aici stai Opel Vectra? Aici stai Opel Vectra? S-a prochit diurul. Băi, aici stai Opel Vectra? Nu, aici stai Ford Focus. Ei, dar nu-mi trebuie Opel Vectra. Băi, ascultă, ce-și prost ai? Câți bani ai tu? Ia ca câția. Ia ca de suma asta, tu ție mașina asta, băi, tu știi ce faci e. Da, ce faci? Ia ca hai cu mine. Sui la rul, fac eu un cruc, ajung înainte la un părinte, că închide ochii. Închide ochii, aici stai rep de gazul, se întoarce pe loc și merge mai departe. Când se uită, aici stai... Părietele au rămas în urmă. Dar și noi am trecut prin părieti? Dar cum e asta e mașină, zviere, nu șagă e? Și cât costă? O lucruță mai ieftin ca Opel-ul. E, și-o, gata, eu pe asta. O făcut documentele, o luat, s-o dus acasă, s-o uită familia mașină, să vede ce mașină v-am luat eu. O să uit pe soacra, pe femeia sa. Ajunge la o clădire, la un părieti, închideți ochii. Aici sta gazul. Când se trăsnește în părieti, iese tăt fum prin prejur. Ia să ia răbde de mașină, deschide ușa de urmă. Tac! Priznăiți-vă răbde care nu închis ochii! Se duce unul cu barbă mare la frezerie să frezeze. Frezerul îl întreabă, cum să vă frezez? Mai scurt, mai lung? El se uită la dâns și spune, nu te atingi deloc de barbă, numai drept în ești locuit, fă-ne o bortă. Da, pentru ce? Femeia ne-a cumpărat galstuc nou, și eu nu-l văd în oglindă. S-a dus unul la frezerie, i-a spus cum să-l tunde, vine frezerul, îl freza, dar adici, stuchie pe jos. Iară freza, iară sclăfăne pe jos, aici tot omul se nervează. Și că auzi, matale, dar de ce, matale, încăpiere, matale, unde lucrez, scuipi pe jos. Dar e tot una, peste o săptămână eu mă duc deja. Ei, l-a frezat pe ăsta, l-a dat cu decalon, l-a tăiat frumos. Aici sta, des să îmbrașe, se duce într-un colț, râp de scoate pantalonii și faci treaba jos. Ui, ce faci aici, bă? Cum și fac? E ni tot una, eu mă duc chiar amuiau. Se întâlnește calul cu magariu și calul îl întreabă pe magari, ai lipsit ce ori?
Păi, măgare, și transport este, lehcavoi sau grozavoi ei? Cum grozavoi, tu și nu vezi că eu sunt lehcavușcă, e inomarcă. Și fel de inomarcă dacă la tine cardanul de test-o pe 10-a, ei.